Aș vrea să fac câteva mențiuni care țin de conceptul acestei serii, acestui eveniment, care cuprinde și este cuprins în două zile. Probabil că foarte mulți v-ați întrebat ce fel de mic dejun când ne întâlnim seara și ne întâlnim a doua zi la amiază. Și, într-adevăr, este pentru noi de fiecare dată o noutate când ținem și de ce ținem și care sunt momentele din zi la care ținem. Însă, ideea de mic dejun cu rugăciune este un concept care a început în urmă cu 100 de ani, în Statele Unite ale Americii, când un grup de oameni de afaceri și din sfera politică s-au gândit să găsească un numitor comun pentru o construcție durabilă în societate. O construcție care să unească oamenii, să adune oamenii și să rupă barierele și diviziunile care sunt în societate. Așa cum bine știți, sunt foarte multe lucruri care ne despart. Locul acesta al Parlamentului, și nu vorbesc de celelalte instituții care sunt aici în clădirea Caței Poporului, ci doar despre Parlament vorbesc, deseori este un, văzut ca un loc al cerții, al circului. Ne mai certăm din când în când, drept. Sunt foarte multe lucruri care despart oamenii în societate. Fie că vorbim despre ideologii, fie că vorbim despre partide politice, fie că vorbim chiar despre noțiunea de etică. Etica divizează. Și astăzi sunt foarte multe sisteme etice în lumea aceasta care nu se suprapun perfect. O suprapunere perfectă este foarte, foarte deficitară. De fapt, atunci când iei diversele sisteme etice, cel creștin, cel budist, cel islamic și așa mai departe, și încerci să le suprapui, îți vei da seama că singurul lucru care se suprapune perfect este demnitatea umană. Celelalte sunt la distanțe foarte mari, osirea adevărului și așa mai departe. Și atunci trebuie să găsești un mod în care să construiești. politicul ar trebui să construiască drept. Și cei din politică ar trebui să găsească punți de construcție pentru societate, să o țină la oaltă unită, în pace. Și pacea socială, binele social, sunt noțiuni extrem de importante în etica societală. Acești oameni însă au gândit că cel mai bun mod este să privească la un model. Și care ar fi modelul? Și au gândit ei, modelul este Isus Hristos. Este un model la care toți putem să privim. Pentru unii este mântuitorul lumii, pentru alții este un profet, pentru alții este un om bun, un model de trăire și de viețuire. Și a spus, haideți să construim în jurul acestui model. Isus, Hristos. Și această construcție, mutată de la Seattle la Washington, a început să prindă contur în sfera oamenilor care decid și au venit în jurul acestui concept, acestui model, Isus Hristos. Și au înființat ceea ce s-a numit la început Presidential Prayer Breakfast, iar odată pe an, congresmeni și senatori americani făceau un eveniment care se numea micul dejun cu rugăciune. La care am participat de foarte multe ori și mulți dintre noi ați participat la acest eveniment, în care membrii ai Guvernului American, membrii ai guvernelor din întreaga lume, premieri, prim-ministri, șefei parlamentelor, președinți de stat, sunt împreună cu Congresul, senatori americani, care, însă nu doar o dată pe an, ci o dată pe săptămână, se întâlnesc membrii Senatului sau membrii Congresului și au un timp de rugăciune, de citire a scripturii și de dialog pentru a vedea care este calea pe care trebuie să o urmeze. Ei după revoluția în România am preluat acest concept. Pastorul Petrică Dugulescu, ales deputat în 1992, împreună cu deputatul și poetul Ioan Alexandru au format primul grup de rugăciune care a continuat de atunci până acum, mai mare sau mai mic sunt câteodată 10, 15, 25 sau mai mulți care ne întâlnim în fiecare marți dimineața, de la 9 la 10. Și avem un timp, așa cum spuneam, de rugăciune, de dialog constructiv, în care împărtășim ideile din toate partidele, senatori și deputați care venim împreună. Odată pe an încercăm să organizăm acest eveniment și mulțumim celor care ne ajută și ne sprijină conducerii celor două camere, Senatului și Camerei Deputaților, pentru sprijinul care ne-a oferit în fiecare an, și încercăm să aducem la oaltă oameni ca dumneavoastră, sau pe dumneavoastră și alții, care gândim la fel, care dorim să avem o societate a păcii, o societate a credinței, în care conștienți de faptul că nu doar materia, nu doar lucrurile acestea omenești, să zic așa, sunt cele care trebuie să primeze, dar și spiritualitatea, ca parte a identității noastre și a credinței noastre în Isus Hristos. Acesta este conceptul. Și de aceea v-am invitat să fiți parte cu noi la acest eveniment, în care împreună să putem să ne rugăm, să putem să contemplăm dincolo de ceea ce facem în fiecare zi, să ridicăm capul în sus, să vedem că deasupra noastră, este o forță creatoare. Este un Dumnezeu.